Au fost, în primul rând, sesizările oamenilor, cetățenilor comunei. Pe de altă parte, am avut discuții la nivel de Consiliul Județean, unde s-a discutat despre un regulament de circulație în zonă. Noi am preluat, nu neapărat că am preluat ideea, ci eram deschiși încă de la vremea respectivă că trebuie făcut ceva în acest domeniu. Pe de altă parte, mai există încă o motivare. Noi încercăm să facem ca zona Măgimii Sibiului să fie o zonă ecoturistică, iar din acest punct de vedere trebuie să existe un astfel de regulament pentru ca noi să putem fi certificați în acest domeniu. Dar, bineînțeles, primul lucru care ne-a determinat a fost faptul că mulți cetățeni au spus că cei care practică acest sport merg pe proprietăți private, nu țin cont de. Eu știu de faptul că sunt animale în zonă sau că ei sunt cu animalele și deranjează, sperind animalele și, bineînțeles, făcând rău proprietății private. În primul rând, se vor adopta niște trasee pe care ei vor putea circula, adică pe drumuri publice, pe drumuri private ale comunei și pe drumurile forestiere ale comunei vom stabili aceste zone. Pe de altă parte, tot prin regulament stabilim cadrul cam ce ar trebui să facă ei în momentul în care se vor întâlni cu drumeți sau cu cei care practică cicloturismul, adică în mod normal, dacă ajungi lângă un grup de oameni cu ATV-ul sau cu motorul de enduro, ar trebui să reduci viteza, să încerci să faci cât mai puțin zgomot și pe de altă parte să încerci să nu deranjezi pe ceilalți participanți la drumeție, ca să spun așa. Pentru că, din punctul nostru de vedere, toată lumea trebuie să se bucure de natură și nu trebuie să ne deranjăm unii pe alții. În principiul ghizii, toți cei care vor fi trebuie să se înscrie într-un registru. Am discutat cu asociațiile de profil din zona noastră și cei care vor practica, eu știu, acest tip de turism, vor trebui să se înregistreze la asociații, vor avea elemente de identificare pe motociclete, astfel încât orice persoană poate să facă printr-o poză să identificăm pe cel care a încălcat acest regulament. Ne vom colabora, bineînțeles, și cu poliția, cu asociațiile de profil, de cei care practică aceste sporturi. Suntem nu neapărat deschiși și vom colabora, bineînțeles, și cu ceilalți practicanți de turism, adică cu drumeții. Dacă, spre exemplu, un drumeț pe o potecă sau pe un drum ne semnalează ceva, pe baza celor semnalate, noi vom încheia procese verbale prin care să-i penalizăm pe cei care nu-l respectă. Așa este, pentru că dacă ar fi fost iarbă, s-ar fi mers mai ușor, dar acum terenul lucrează și tot mai greu de mers pe aceste poteci. Da, această potecă era practicată destul de bine de oameni, dar tot mai greu pentru că urmele motocicletelor se pot vedea. Da, în principiu nu chiar totul, dar nu mai durează mult și într-adevăr aici va fi o potecă impracticabilă.